Doamnelor, domnilor, stimați prieteni, vă salut cu bucurie în cadrul emisiunilor noastre, unde încercăm să vă prezentăm obișnuințele familiilor extraordinar de eficace. Și acest lucru îl facem, evident, cu ajutorul doamnei psiholog Rodica Rudei. Rodica, te salut și bine ai revenit! Bine te Sergiu, bună ziua. Astăzi discutăm o nouă obișnuință, stimați prieteni, de prioritate priorităților. Mm -hmm. Eu nu știu, asta e probabil un pleonasm, dacă nu greșesc. Dar crezesc, e, că e, necesar. E necesar, da. Foloseam, nu, în membinare da. asta. Da, uh -huh. da, da, da. Mai ales că este și un exercițiu de articulare. Prioritizează prioritățile. <laughs> mm -hmm. Bun pentru dicție și pentru cei care lucrează în jurnalism. Rodica, uite, am desc descoperit o imagine în cartea scrisă de Steven Covey, în care el prezintă o familie care se află pe o pe un turn, da, pe un turn enorm, de piatră enorm, iar în jurul turnului este o mare, mare, s-a declanșat o mare, mare furtună care amenință această familie. Și familia stă acolo pe turn, uniți împreună, mână de mână, uh -huh. a, o ilustrație acestei obișnuințe. A, de prioritate priorităților. Ce, ce este aceasta? În ce constă această obișnuință? Da, mulțumesc pentru metafora. Deci, ascultătorii noștri să, să fie acolo pe vârful ăsta uh -huh. și preferabil ar fi să fie cu cei mai scumpi și tot cei mai valorosi. Ca să ajungem frumos aici, pentru ca să facem conexiune cu celelalte emisiuni, aș dori ca să reamintesc celor care ne ascultă și ne privesc despre primele două deprinderi care am avut-o de proactivitate, ceea ce înseamnă să fiu stăpân, pe acțiunile mele și să mă da. responsabilizez pe aceasta. Asta înseamnă să fii proactiv. Și doi, ce am făcut de data trecută, proaspăt, să începi cu finalul în minte, adică să concepi viziunea, destinația, unde vrei să mergi. Așa. Și dacă revenim la metafora dată cu familia, înțeleg foarte clar că cei doi părinți uh, au fost proactivi până se urca pe muntele acela. De ce, de ce proactivi? Pentru că și-au asumat consecințele Deciziilor luate, au fost responsabili de acțiuni, de lucrurile care erau în stăpânirea lor, erau concentrați pe cercul de influență și nu pe cercul de uh, preocupări. Doi, a, ei trăiau cu finalul în minte. Ei știau că tot ceea ce contează pentru ei este acasă, da? este relația conjugală și sunt copiii. De aceea, când amenință din toate părțile sau cel puțin dintr-o direcție, familia este amenințată, evident că în cazul dat cei doi adulți ai familiei iau atitudine, adică prioritizează ce contează în viața lor. Și evident că în contextul dat, când ești prins acasă și te amenință, nu știu, fie vremea, fie răufăcători, ce faci tu în cazul dat? Ce ai cu tine? Unde mergi tu? Unde te ascunzi? Cum protejezi tot ce contează pentru tine? Sau, întrebarea cea mai dificilă, dar ce contează pentru tine ca să protejezi? Da. Și e, e grav pentru că de foarte multe ori când faci o simulare a adulților într-un training simplu, sau poate la o ședință de management, de ce nu, în care îi spui că, uite, astăzi mergi acasă și îți iai cu tine tot ce contează pentru că mâine... Te de, deplasezi de într-un loc sigur, pentru că aici este amenințată teritoria. Ce faci? E un haos. Foarte puțin, foarte puțin. Își scriu pe foaie ceea ce el va face în pași concreți. Iar asta se numește antrenament. De aceea, ce înseamnă a prioritiza, în primul rând, a prioritiza, înseamnă mereu să pui deoparte ce contează. Dar asta trebuie să, să știi, să practici și. Din păcate sau din fericire, uh, suferința, durerea, este acel antrenor care ne face să înțelegem ce contează pentru uh -huh. noi. Uh, copilul, de exemplu, cum află el ce e bine și ce rău? Pentru că el de mic nu știe despre asta. Dar atunci când se frige, când punem mâna pe sobă, atunci când ia cănuța ferminte, atunci când, nu știu, pune la priză mânuța sau când se apleacă prea tare la o înălțime... Sunt toate lucruri care produce suferință, sperietură. Și el înțelege că ce e rău. Uite, așa face diferența între bine și rău. Adultul, din păcate, le știe pe toate. Dar există ceva pe parcursul vieții care îi alterează uh, filtrul ăsta, vederea, hai să zicem, lentila prin care o prevește lumea. Alterează în ce sens? Uh, nu se simte amenințat sau pentru că ego-ul a crescut, sau pentru că sunt oameni scut în fața lui care îl protejează. Mai multe sunt explicații aici. Ideea este că uh, în contextul în care noi învățăm să punem de o parte ceea ce contează, da? să alegem, să selectăm, iar pe de altă parte să avem curajul să renunțăm la tot ceea ce este în jurul nostru, da. păi în contextul dat e mult mai simplu să știi care este prioritatea ta. Pentru că tu. De ce este în binare între verb și uh, subiect? Prioritizează prioritățile. Pentru că uh, în viața noastră prioritățile sunt foarte schimbătoare. Foarte schimbătoare. Nu știu, la început vreau o școală să absolvesc, apoi vreau la facultate să reușesc. Cumva vorbim de niște valori, da? Uh -huh. Autorul ne îndeamnă la principii care sunt eterne, veșnice. Principii universal, umane chiar, actuale, în toate uh -huh. timpurile. Virtuțile despre care noi le-am abordat în mai multe emisiuni, care sunt veșnice și care nu sunt schimbătoare. În schimb, valorile sunt. De aceea, a prioritiza priorități este un exercițiu pe care viața ne învață să facem alegeri corecte și uh, vin aici cu un indiciu. Familia este mereu prioritate și nu are nicio concurență. Cunosc un cuplu, Rodica, și vreau să confirm ceea ce spui, spui tu, care, pentru care, într-adevăr, familia nu știu dacă a fost o prioritate. El Aha. încerca să-și facă o carieră în domeniu, el la fel parcă cu viața personală, parcă trăiau separat, în aceeași casă, dar separat fiecare cu viața lui. Au apărut și copii, și dânsa s-a îmbolnăvit de o maladie incurabilă. Și acum. Se luptă între viață și moarte. Da? Și um, îl văd pe soț cum uh, a început să, să se gândească la viață. Păi, dacă se întâmplă uh -huh. ceea ce poate să se întâmple, uh -huh. dar ce fac eu mâine? Rămân cu copii, rămân singur. Și atunci uh -huh. el parcă simt că l-a apucat niște regrete, dar nu știe ce să facă. Uh -huh. Și este o situație, iată, s-a declanșat furtuna în viața acestei familii. Și pentru că nu s-a investit, pentru că n-a fost prioritate, familia este în prag de divorț, în primul și în primul rând. E, sunt tensiuni foarte mari în acest cuplu, și mai mult decât atât este amenințată de viața unui partener. Și mă conving, uite, a venit furtuna și a venit examenul uh -huh. care le pune pe toate la loc. Uh -huh. Și dacă nu s-a investit în familie. Se întâmplă o tragedie. A regret foarte mult că atunci, pentru acest cuplu care a, ar fi trebuit să se co conecteze și mai mult unul la altul și să fie martori unui, un, unui minuni, vindicarea, de exemplu, sau a, prelungirea vieții ei, sau a, a lua încă o șansă care viața Dumnezeu le dă pentru a reactualiza relația care odată a fost frumoasă. A, am cupluri în terapie acum proaspăt când este un adult iar întâmplat de către uh -huh. ea sau el nu contează, acum nu fac o diferență dar ce, cum, cum trăiesc ei după asta, după surparea dată. Și știi ce e interesant? Și teoria confirmă asta și practica care o am acum de mai bine de câțiva ani în, în cupluri uh, Nu e la întâmplare uh, trădarea adulterul Nimic nu e la întâmplare Există un pretext în niște condiții circunstanțe care aranjează ca unul din parteneri să alunice. Uh, și sunt parteneri care răspundă: Eu am văzut că ea este prea alunecare mm. Și zic, bun, atunci ce ai așteptat? De ce n-ai apucat-o din mână? Pentru că erai tu responsabil. Asta înseamnă să fii proactiv, să fii acolo pentru. Mm. Nu eu am stat să văd cât e de responsabilă ea. Mm. Deci, în contextul dat, paradigma familiei deja inițiale era cu surpări. Pentru că dacă tu stai și aștepți când. Uh, bucățica din tine, uh, jumătatea ta, o vezi ca lunică, pune întrebare, dar ce am făcut eu ca ea să ajung în starea asta? Unde am fost eu că ea a găsit în altcineva acea oază, respiro, decât cu mine? Înseamnă că eu ceva n-am făcut sau am făcut ceva greșit? Păi iată întrebarea corectă. Dar asta înseamnă să proactiv. Dar atunci când uh, Uh, îți închizi uh, teritoria ta și vezi că este iarbă frumoasă și nu vrei nicio buriană pe acolo și nu, nici nu vrei să te molipsești de ceea ce e acolo pentru că cumva este prea uh, disconfort pentru tine, da, îți, cumva îți tulburea apele. Alo, în apa asta în care ești tu este și partenera ta și ea revine cu impurități din afară tot în apa ta și dacă filtrul familiei nu funcționează, atunci foarte repede se contaminează toată familia și suferă inclusiv copiii și inclusiv tu, cel care încercai să te protejezi. Și da, alunecarea s-a întâmplat. Ceea ce interesant este că cuplul acesta continuă să dăinuie, dar răzbunându-se reciproc. Și asta e grav pentru că viața trece și nu-i așteaptă ca ei să-și facă uh, nu știu, să-și demonstreze ceva cuiva, viața nu așteaptă pe nimeni. Și atunci ce înseamnă să prioritizezi prioritățile. Înseamnă să te oprești să vezi dacă noi am ajuns aici, nu știu, boală incurabilă, o ceartă, o minciună, o trădare, dacă noi am ajuns aici, fiți proactivi ambii. Căutați-vă să găsiți da. în unde a fost scăparea voastră. Cine a închis ochiul? Cine a întors spatele? Cine n-a venit la deschideri și la comunicare? Cine n-a făcut o confesiune, o mortăresire? Acum să o facă! Pentru că, da, poate cineva spune că sunt idealistă, dar eu am toată convingerea că atunci când cei doi încearcă și se întorc față în față, unul către celălalt, în dorința de a salva și ceea ce a rămas, cu adevărat relația poate fi reconstruită mai ales când sunt copii și mai ales când a fost frumoasă călătoria până atunci. Da, știi, Rodica, mulți astăzi spun nu avem timp. Este mm -hmm, uh, o poezie frumoasă. Da. <laughs> și îmi place cum spune Oprah Winfrey. Uh, nu avem timp, da? Dacă nu vă faceți timp ca o seară sau măcar o oră în da. timpul săptămânii Toată lumea să se adune la o la altă ca o familie, uh -huh. atunci familia nu constituie o prioritate. Deci e foarte bună afirmația aceasta. Încerc, chiar și eu încercam să mă analizez. Eu dedic o oră măcar pe săptămână familiei mele. Da, și uh, iar ilustrația cu acel tată foarte ocupat da. care își făcea planurile pentru ziua de mâine da. și băiatul întreabă tată ce faci. Uh, și tata, evident, foarte ocupat, uite, planific, organizez lucrurile, uite, uite, vezi paginile acestea uh -huh. sunt pline cu numele celor oameni, pe care da, oamenii care, să care trebuie să-i contactez, da. trebuie să comunic. Și băiatul foarte frumos, fără a zita, întreabă, dar eu sunt în lista aceea, da? Eu uh, am umblat uh, mult timp cu imaginea că o tată <laughs> perplex, da, și blocat la întrebarea înțeleaptă a copilului. Da, da, e bine, probabil că este un exercițiu foarte bun ca noi părinții adulți în general, uh, neapărat părinții adulții, care avem oameni dragi în preajmă, să poate nu zilnic, dar săptămânal, lunar, să ne punem întrebarea dată în agenda mea, în planificarea mea. Managementul meu presupune și managementul personal al priorităților, al oamenilor dragi, sau sunt doar atât de mult focusată pe lucrurile, uh, nu zic că simple, dar lucruri care nu te implică neapărat afectiv, cumva, da? Pentru că uh, cât e de comod uh, să ieși din casă, te-ai îmbrăcat frumos, ai luat gentuța și ai ieșit. Lăsând ce? Zgomot, gălăgie, vase spalate, mașina de arhiplită, praful care te așteaptă și tu ieși, gata, ai lăsat în spate și ieși la o rânduială aparent armonioasă, stabilă, de la care încași și profit. Mm -hmm. Nu e o iluzie, Sergiu? Pentru că oare asta este prioritate? Oare tot ce contează pentru tine este să te îmbraci frumos, să te aranjezi într-o mașină și să mergi relaxat la serviciu unde te așteaptă un cabinet aranjat și unde ai totul sub control? Bine, și cât va dura asta? 5-7 ani? După aia vine criza existențială. Nu există om care vreodată să-și pună întrebarea, dar ce fac eu? Dar cum mă simt eu? De unde am goliciunea asta, mai ales în sărbători. Atunci când uh, toată publicitatea arată masa plină cu oameni, cu zâmbite, da. cu ritualuri frumoase de a dărui, de a primi, atunci vine acel clopot care îți sună stai un pic, ceva nu funcționează. Nu asta mi-am dorit. Și atunci te întorci une cu finalul în minte, de prinderea a doua. Și devii proactiv pentru că asta e viața care eu mi-am ales-o. Nu poți da vina pe nimeni. Da, cinci ani am investit în altceva. Ok, de ce pot face acum? Să mă responsabilizez, da, să-mi asum tot în cei ce am fost angajat, da, să-mi revindic relațiile amânate, anulate, da. Mereu există timp pentru asta, întotdeauna. Știi, e, e interesantă mai departe metafora și întrebările deschise, profund gânditoare care le adresează autorul cărții, despre comparația școlii și a fermei. Și întrebarea uh, care o adresează el de obicei celor din educație, uh -huh. pentru că e domeniul în care mă regăsesc uh -huh. foarte tare. Uh, prietene, uh -huh. e a fost vreodată când ați amânat uh, anumite lecții, anumite uh, teme pentru acasă? Da, desigur. Asta e răspunsul la, la toți care sunt. Bun. Și uh, a fost o finalitate bună, chiar dacă ați amânat, chiar dacă ați uh, lăsat uh, la urmă. Da, Lucrurile, vorbim de prioritățile în școală În educație, sigur că da, toți am absolvit Foarte bine Hai să vedem acum paradigma agriculturii A fermei uh, Ați lăsat vreodată Semănatul pentru mai târziu? Doamne ferește Ok da, da. Păi, Cum ar fi, și întrebarea aici vine de fiecare dată Cum poți să lași semănatul și să aștepți Roada la, nu știu, să lași semănatul Pentru toamnă și da. în octombrie Să vrei deja roade Este absurd și acum revii la un paradox care te uimește. Deci, Pământul și are legile ei supreme, legi neschimbate. Aici sunt legile universal, care spuneam eu, principii universal umani, actuale. Natura le are. Natura nu poate să te aștepte. Ea știe foarte bine ce faci primăvara, cum comporți vara și toamna, ca și să ai bucurii iarna. Deci totul e foarte bine gândit. Atunci, întrebare. De ce legile umane Pun la îndoială și amână, anulează. De ce? Oare, în contextul dat, valorile care le punem noi sunt dictate de un creier social care are alte intenții? Da, desigur. Hai să anulăm educația, hai să schimbăm prioritățile, hai să facem un pic altceva, hai să transformăm pe toți în marionete care sunt pe producere, pe consumerism. Și ce facem cu natura noastră de creație? Ce facem cu ea? Unde noi o ascundim? Toată imaginația, voința, creația, visurile la care suntem chemați. Pentru că și în Biblie spune: Îndrăzniți! Și îmi place foarte tare îndemnul ăsta al Domnului Isus: Îndrăzniți pentru că eu am cucerit lumea. Ce înseamnă asta? Eu am trecut peste pofte, peste tot ceea ce îndeamnă societatea, pentru toate uh, reclamele și standardele, etaloanele. Eu am trecut peste. Fă și tu să te treci peste. Mm -hmm. Respectiv, revenind la educație și la fermă, chiar dacă este o, o analogie uh, mulți a spune că diferită, eu găsesc una foarte oportună pentru că exact cum viticultorul cu foarte multă blândete și grijă leagă vița de vie în momentul în care ea crește rebelă, cei care, o știu, cei care nu știu să se documenteze, exact este și în educație. Copilul rebel crește iar noi cu gingășii și blândețe facem legăturile date pentru ca să-l punem prin disciplinare pozitivă și dragoste necondiționată să-l punem spre calea binelui. Dacă îmi permiți, Rodica, te în rog. acest context, îmi place ce spune autorul, el enumeră niște minciuni pe care noi, ca părinți, ni da, le spunem. Noi, părinții, partenerii. Da. Și aici e foarte actual. Da. ce Noi spunem, nu avem timp, uh -huh. nu? Uh -huh. Nu ai timp, dar ia uite atent în timpul zilei, cât stai în telefon, o, da. după ce ai venit de la serviciu sau la televizor, să te uiți la știri sau la alte emisiuni analitice sau la dezbatere electorale. Da. Da. <laughs> Pentru asta ai timp, știi? Dar când vine vorba de familie, nu ai timp. Sau altă minciună tare frumoasă, noi avem nevoie de bani. Da. Astăzi da. e inflație, da. prețurile sunt mari. să facă mari. bani, vrei da. bicicletă. Da, da. A, așa. Dar autorul spune, ia întrebați-i pe bogați. Bogații care au milioane, exact același lucru spun. Avem nevoie de bani. Continu. Dar are milioane. Continu, <laughs> de da. el mereu are nevoie de bani. Sau o altă minciună foarte, foarte frumoasă, așa, <laughs> subtilă. <laughs> grădinițele cu program prelungit, oh, unde da. sunt lăsați co copiii, sunt suficient de bune. Uite, eu o duc la o grădiniță foarte bună sau la o școală să foarte bună. e cea mai groaznică și fatalistă minciună care spune. Da, ființii. admitem că sunt instituții școlare da. și preșcolare bune, okay. dar majoritatea din ele, spuneți-ne vă rog, da, oferă siguranță educațională, mm -hmm. siguranță din punct de vedere fizic, dar susținere emoțională, susținere relațională, îi oferă copilului. Niciodată școala sau grădinița nu o să nu o să dea cei ce părintele trebuie aici să dea. Iată și expresia care tare mi-a plăcut în contextul dat. Nu poți plăti o persoană uh -huh. să facă pentru copilul tău ceea ce părintele ar face-o gratuit. Da. E, e, colosal. Deci părintele nu poate fi înlocuit. El poate să-l înlocuiască mult, dar pe el să înlocuiască cel puțin până la vârsta de 3 ani, vârsta de aur. Eu o șapte, aș spune, în care trebuie să fim prezenți. Dar cu, 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 în timp moderat, da? Dacă da, până da. la un an suntem cumva 99% lângă acest pui, ne putem atunci scade un pic, el crește, devine mai autonom și noi cumva ne retragem. Dar până la trei ani, părintele trebuie să fie în mijlocul, în centrul vieții copilului și tot ceea ce are mai bun părinții să poată să imite, să ofere modele și să direcționeze. Pentru că, da, sunt foarte multe bune, sunt foarte mulți educatori învățați și sunt pentru ei, apropo, dedicați, sufletiși, mm -hmm. care pot să toarne în cupa dragostei a copilului și poate să zidească, dar ți ia, îți fură acea cupă în care tu, ca mame și ca tată, trebuie să torni. De aceea e bine ca să prioritizezi și să vezi minciuna asta, că trebuie să fac bani, că la credințe da, e mai da. bine copilului. Toate sunt iluzii. Iluzii. Cert este că sunt mame care nu se regătesc acasă și devin foarte monotoni și chiar furioase stând acasă. Atunci, evident că alegi o mamă fericită seara când revine de la lucru, decât o mamă nefericită și periculoasă de dimineață până seara. Sunt și astfel de cazuri. Dar totuși, mama este regina casei, este cea care modelează caracterul și care este responsabilă de blândețea care oferă pentru ca la un moment dat, ajungând acest copil, să poată să revină de fiecare dată cu încredere, pentru că asta e valoarea fundamentală a omului, încrederea, atașamentul creat în copilărie. Și mai sunt încă trei minciuni foarte, foarte frumoase. Problema principală sunt angajatorii care sunt inflexibili. Ah, mi-aduc da. aminte, de o mire... da, mi -aduc aminte de o mireasă care și în ziua anunții rezolva probleme de serviciu. Părănica, <laughs> nici chiar așa, dai seama. Da. Și dacă ai un angajator de ăsta inflexibil care nu-ți permite, de exemplu, când vine vorba de familie sau de copii, da. te nici nu vrea să audă. Pleacă de la acest angajator. Dacă familia este, o... da. Și alegere da, responsabilizează. Aleg. Sau o altă minciune Tații ar fi bucuroși uh, să stea acasă dacă soțiile lor ar câștiga mai mulți bani. Ce femei noase <laughs> Dar nu este așa, s-a demonstrat că uh, în realitate nu e este evident așa. Și că nu da. apare competiția, cum da, ia da, să facă mai mulți bani da, ca el. Da, păi da. umilește bărbăția. Și ultima minciună. Impozitele și taxele ne obligă pe amândoi să lucrăm. Chiar și recentele reduceri fiscale în Statele Unite spun că au demonstrat că partenerii nu și-au schimbat stilul de viață. Chiar dacă statul va reduce impozitele, oricum tu te duci să faci tot mai mulți bani. Să că e un paradox că nouă ne place mai mult să slujim pe alții decât să ne slujim aproapele. Și aproapele este în primul rând cel de acasă. Și un paradox atât de toxic și nociv care impactizează prezentul, dar și viitorul colosal. Dar tare e bine ca să punem frâna acum și să luăm o respiro și să faceți o mică, o mică a, concluzie, retrospectivă, analiză, scanare a vieții pe care o aveți până acum și să vedeți oare atenția, timpul care îl dedicați este orientat în domeniul prioritar sau totuși sunteți umblați prin minciunile date, împrumutați modele, vă autoamăgiți că societatea vă cere și nu ar putea să, 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 să se piardă fără dumneavoastră, știind că acasă tot e bine, că bunica stă cu nepoție, că vecina vine și dă apă la cățelul care vă așteaptă și multe, multe altele. Justificări, scuze? Da, sunt momente când părinții ies disperați din casă, lăsând copilul pentru că cumva nevoia asta financiară îi limitează, dar și acolo e un moment când trebuie să te oprești să revii acasă. Și acolo este. Suntem mânați de îndemnurile societății că trebuie să facem. Da, spuneam despre vocabularul ăsta toxic al reactivului și nu proactivului. Trebuie, ar fi bine, mi-ar plăcea. Încerc, eu pot să fac asta. Nu știu dacă pot să fac lucrurile astea. Ba da, vreau asta, îmi doresc, am să învăț, da sunt momente în care mintea poate fi restructurată. Doar momentul în care noi înțelegem Că atenția noastră este investită În ceva care nu merită Și fiindcă ai adus uh, Aceste minciuni simpatice, drăguțe de tot Care uh, strănesc zâmbetul Dar probabil că consecințele acestor minciuni Ne vor întresta Aici este instrumentul foarte bun Este matricea lui Eisenhower Sau pătratul de management uh, Format din patru cadrane Pe doi indicatori Important și urgent și lumea poate să găsească foarte bine în cazul în care nu înțelege cei ce discutăm noi acum despre această matrice al lui Eisenhower în care, deci conform acestor două indicatori important și urgent au format patru cadrane, foarte interesante primul cadran este cu important și urgent mulți oameni Orcaholici, dependenți Așa. de muncă, se regăsesc foarte tare acolo, se numește chiar și cadranul pompierelor. Deci, continuă el cu apa în mână să meargă să stingă focuri. Uh, sau sindromul salvatorului, dacă vreți, Așa. da, eu salvez lumea. Fără mine nimeni nu poate. <laughs> uh, stres continuu până la acutizare, epuizare emoțională maximă, deci, cu adevărat, este un cadran mega periculos. Foarte periculos. Uh, celălalt cu, neimportant, dar urgent este acel care iarăși mă amăgesc că eu fac lucruri importante, da, să urgente, da, dar nu importante și aici poți să deleghezi, da, să poți să lași sau poți să renunți. Și al patrulea, că ajung la doilea, al patrulea neimportant, non-urgent, exact, sunt hoții de timp, amăgeli, sunt toate rețele socializare, sunt toate tele, programele de tele, la televizor care le privim, seriale, jocuri pe calculator care o fac și adulți nu doar adolescenții, telefoane interminabile, verificare de e-mail-uri, hoții timpului care răpesc cu adevărat 87% din tot ceea ce înseamnă productivitatea noastră. Și cadranul de aur este acel care sunt lucrurile importante, dar non-urgente. Iată aici eu sunt persoana care dau prioritate priorităților. Eu nu sunt în grabă. Eu știu care este planificarea mea zilnică, planificarea mea săptămânală. Îmi este simplu să fac modificările pentru că țin la vedere lucrurile importante. Am atenție la a, acele scopuri măsurabile, smart, care știu că există o limită din timp când eu am. Uh, Regazul ăsta pentru a reveni la sarcina 1, sarcina 2. În agenda mea este planificat și, uh, uh, nu știu, meciul de basket a copilului meu, uh, sceneta cu fetiței, uh, nu știu, cina romantică cu soțul. Se regăsesc și acolo. Și să vezi ce potoabă de viață este atunci când cadranul 2 acelor lucruri importante, dar neurgente. Deci eu nu alerg în urma trenului de fiecare dată. Nici înaintea lui. <laughs> dar sunt în tren. Sunt ja. în tren și știu destinația. Fiindcă uh, de tren am vorbit, este o metaforă a lui Lucian Cristescu, un profesor în teologie deosebit, care a adus metafora dată a trenului și a făcut diferența între țeluri, scopuri și idealuri. Așa. Valori și principii despre care vorbim noi. Și spune că țintele sunt exact ca și cum sunt într-un tren, dar cobor de fiecare dată și caută alt tren. Da? Asta este. Pentru că e o țintă în care Așa. se schimbă, se schimbă. Merg cu uh -huh. trenul crezând că merg într-o țintă a mea, într -un, având un țel al meu, dar pe parcursul uh -huh. călătoriei înțeleg că nu e țelul meu și o cobor de el și caut alt tren. Atunci când tu ești ghidat de idealuri, destinații, de. Viziunea care o ai în minte, da? Ai busola ta orientată pe niște principii actuale foarte importante. Tu știi exact care este trenul. Tu îl aștepți pe el. Și când el vine, tu te urci încrezător, încrezătoare în el, uh -huh. știind foarte bine destinația încotro el merge. Uh -huh. Și metaforă metafora dată e atât de fantastică încât este clar și limpede că este posibil. E foarte simplu. Astăzi, propun, ca să folosiți matră, dată foarte simplu. Regăsiți-vă, scrieți-vă mai întâi tot ce aveți de făcut. Astăzi, nu știu, e o zi din început de săptămână sau e în sfârșit, nu contează. Scrieți-vă toate lucrurile de făcut, de realizat. Vă rog tare mult, scrieți-le și pe cele care le aveți cu cei de acasă. Poate să sunteți supărați de trei zile pe cineva, puneți-vă da, da. și asta ca o sarcină să remediez, să repar relații să mă întorc către ai mei buferindu le dragoste. Și în toate acestea, începeți foarte simplu. Ce e important și urgent? Separat. Asta înseamnă do. Da? Pentru că îmi place că în engleză că dranul dat, cumva are toate cu do început. Da, da. Do, done, delegate, delete. Sunt stare faine. Deci e ușor de memorizat. Important și urgent trebuie de făcut. Îl pun deoparte. Important, dar neurgente. Astea sunt lucrurile care nu că așteaptă, dar ele au timpul lor. Pentru că sunt planificate. Așa. Da? Celelalte care sunt neimportante, dar urgente, eu caut oameni care să mă ajute. Nu neapărat eu să fiu cel care face totul. Mai ales când vorbesc de echipă, de organizație, dar chiar și de familie. Mamele care sunt limba afară ajunsă și cumva ajung seara și vai de mine, iarăși am făcut pe toate. Și atunci familia spune, dar de ce nu ne-ai rugat pe noi? A, că tu nu știi a face bine, nu știu, chiuveta în baie, tu nu dai cu aspiratorul, fain, tu nu faci. Păi dacă nu-ți plac serviciile celor de acasă și nu e îndemn să se implici pentru ca să crească în asta, nicio șansă, nu te mai tângui, fii proactivă, obosită, dar proactivă. <laughs> tu ai ales toate să le duci tu, simți te realizată. Și ultima, fă lista a celor obiceiuri de a sta pe telefon, pe calculator și pur și simplu să pierzi timpul în van. Da. În contextul dat, vă asigur, că o să rămâneți revelați la cât timp liber aveți și câtă satisfacție, ce producere de dopamină va fi seara când veți deschide agenda, planificarea și spune, wow, astăzi chiar am fost desăvârșit. Da, adică te ai menționat, mi-a plăcut ilustrația cu ferma și cu legile firește ale vieții umane, da? Um, și mi-aduc aminte o altă imagine a unui tată care era într-o deplasare de serviciu, Așa. și fica lui participa la o piesă da. de teatru, la o scenetă, și avea un rol. Nu era rolul principal, da. dar exact. avea un rol. Și a așteptat foarte mult timp, s-a pregătit, s-a antrenat, și tata în acea zi era plecat departe, la câțiva mii de kilometri, și el se gândea, măi, fica mea astăzi participă la scenetă, va ieși pe scenă și niște străini o vor asculta, iar tata nu va fi. Și așa de mult a regretat faptul că munca, activitatea i-a răpit acest moment atât de așteptat de fetiță, da? Și pentru el... că n-a planificat, Sergio. Da. Asta, asta mărturisește și el, pentru că nu a avut um, inteligența, nu știu, perspecacitatea în agenda lui să pună nu doar lucrurile care aduc bani, și care îi plac, pentru că te regăsești în ceea ce faci, când faci ceea ce-ți place, nu? Cu adevărat, îți în starea asta de, de flux, când te, te absorbe totul și ești în abundență acolo. Păi să ții la curent și să începi cu prioritarul. Tot el spune metafora, pune mai întâi pietre mari. Toți știu metafora cu borcanul. Dar da, să știi că da. de fiecare dată când vin cu ea, fie la adolescenți, fie la maturi, nu contează în, în, în ce statut ocupă oamenii. Și când aduc chiar borcanul, și de fiecare dată iau diferit. Poți să iau și linte, că e oranj, da. Poți să da. iau făină de porumb, că e galben și atrage atenția. Uh, și iar în loc de pietre mari, am adunat pietre de pe o insulă albă frumoase. și le folosesc de fiecare dată pentru că sunt cumva semnificative. Și încep două borcane și încep separat să le pun. Exact ca pentru copii, vizual. Deci, da, uite, ieși și, și privești. Atunci când le place mai mult, când încep cu borcanul și îl umplu cu nisip mm -hmm. sau cu făină. În cazul în care nu-i nisip Și întreb, în borcanul acesta ar încape acum uh, Lintea și alte pietre mari? Nu, pentru că e plin cu nisip Cu făină da, da. Okay. Hai să începem cu borcanul gol Ce-ar fi să începem cu pietre mari? Și pun pietrele mai întâi Și apoi pun lintea, pun fasole Și mai încape și făina asta da? Și așa e un mix frumos colorat Și la urmă mai încape și apă Hidratată, așa, la o ceașcă de ceai Metafora asta, când vezi un borcanul ăsta Plin cu nisip în care nisipul înseamnă secundarul în viața noastră, deșertăciunea, accesoriile care împodobesc viața, iar pietrele mari sunt prioritățile. Cât e de frumos să vorbești lucrurilor pe nume din copilăria fragedă și să spui pentru că în familia noastră contează o adihna, În familie avem ritualul acesta. În contextul acestei familii Adolescentul care devine mare, el nu va pune întrebări de ce trebuie eu vineri-seară să fiu acasă la oră, de ce trebuie sâmbătă să-mi dedic timp. Nu va pune întrebarea dată. De ce? Pentru că a existat un antrenament. El a crescut și el a văzut rodul, roadele acestei comuniuni săptămânale. Atunci când există pace, armonie sau de ce nu? Există și cearta, nemulțumirea. Dar există pacea în final. Da? Există momentul în care am văzut că te doare. Îmi pare rău că am N-am înțeles la timp, dar ați mulțumesc că mi-ai spus acum. Sunt lucruri ziditoare și obiceiurile cu adevărat sunt cele care unesc de aceea. Întrebarea ce pot face diferit? Pentru că viața mea să aibă o altă întorsătură și o altă culoare, o alt gust. 1, 2. Dacă aș face în mod repetat ceva, cum s-ar schimba? Cum s-ar îmbunătăți viața mea? Obiceiuri. Deci ce aș, ce aș face eu regulat, cu regularitate în viața mea de azi, și viața mea s-ar schimba. E o întrebare care te pune să gândești. Deci ce pot să fac eu în fiecare zi pentru ca să am o îmbunătățire, să am o sporire a calității stilului meu de viață? Vreau să adaug la cele spuse, spus ceea ce spune autorul este atunci când abordează iată, întrebarea aceasta. Ok, dar cum să stabilim aceste priorități? Cum să le prioritizăm? Și el ne recomandă foarte frumos să avem, cum ai spus și tu, o structură a vieții de familie, să ne planificăm activități da. pentru familie. Pe lângă faptul că ne planificăm activități profesionale, da. fel de fel de alte, alte, alte lucruri, trebuie să ne planificăm, spune el. Și să fim perseverenți, să ne ținem de acest program, să fim productivi. Momente dedicate familiei și a. foarte frumos. A. Unu, momente când ne așezăm cu familia, să planificăm, momente pentru a învăța împreună, a. să învățăm ceva nou exact. în familie, pentru a rezolva problemele familiei, momente pentru a ne distra și momente ca să ne conectăm afectiv în doi, aici, când parteneri. Adică partenerii. satisfacerea tuturor nevoilor da. umane existente, printre altele. Uh, am vorbit de obiective și de țeluri, idealuri. Este foarte important și metoda rolurilor. Ce-ar fi ca noi să facem repartizarea rolurilor în familie, pentru că în baza rolului se nasc nevoile, dar se nasc și scopurile. Dacă eu sunt mamă acasă, dar, nu știu, angajator în afară, Păi eu am alte scopuri, reișând din rolurile date, înțelegi? Așa. Uh -huh. Și asta tot este o paradigmă faină de a planifica săptămâna și ziua. Care rol este mai important? Eu fac des uh, exercițiul acesta. Care este mai important? Păi nu știu. Bine, în care te regăsești mai mult? Mă regăsesc când angajat. Bun. Dar în care ți-ar plăcea să te regăsești? Păi aș vrea să fiu o mamă bună. Ok. Atunci, dacă ți-ți place să fii o mamă bună, dar te regăsești mai mult în angajator, cum crezi tu? Unii inima ta angajat? Păi evident că acolo. Deci tu te retragi în rolul plăcut, important, prioritar, te retragi de acolo, repești din timpul ăsta și investești în altceva. Hai să vedem care este logica. Păi nu-i logică, fac așa că o fac toți. Bun. A, trec ani. Copilul crește. Ce faci tu atunci? Pentru că unii, inima ta acolo e comoara ta. Așa spune Biblia și îmi place. E un adevăr curat. Da. Și dacă timpul meu, atenția mea, energia mea este la muncă, ce am eu să dau copilului? Și cu ce va crește el? În banca lui, emoțională. Mm. Da? Contul lui bancar, emoțional. Ce am investit eu? Pentru că dacă nu investesc în perioada copilării fragede, atunci foarte greu o să depozitezi în perioada adolescentină, pentru că atunci contul va fi închis și parolă pusă și câteva <laughs> chei securizante în care tu nu vei poți ajunge la inima lui sau da. a ei. Cât e de frumos ca tu să știi care rol îți place, în care rol te regăsești, câte roluri le avem noi, că sunt foarte multe, știi? Dar primele cinci roluri, și uite că îmi face clientul, fac și eu. De aceea noi, psihologii, cumva, suntem conectați mult mai mult la o realitate în care ne regăsim. Și când fac și eu și mă gândesc că, uite, asta e realitatea mea, asta e realitatea în care este și clientul. Ce fac eu, ce nu fac eu, de multe ori ies eu cu temele făcute, știi? Pentru că am clienți care mă învață. Și eu învăț de la ei, nu doar ei de la mine. Bucuria este că să te regăsești în rolul în care ți te aduce plăcere. Și să vezi care rol este important și tu acolo nu investești. Cea mai bună matematică. Și după asta vezi, în rolurile acestea am asta, de făcut, în rolul acesta am asta de făcut. Și atunci ai obiective frumoase. Și e simplu. Gata, ai început cu prioritățile. Și dacă de fiecare dată faci planificarea dată, iarăși planificarea nu e ceva bătut în cuie, mi îmi place că se menționează în foarte multe cărți de management, atunci când tu lunea ai 5 uh, cinci scopuri, dar miercuri realizezi că a apărut altceva și celelalte sunt deja nesemnificativi, fii adaptabil, fii flexibil. E agenda ta, e planificarea ta fă diferit. Să știi că eu am pățit asta, că de multe ori mă gândeam, zic, măi, e ziua asta, e planificat așa și ceva intervine atunci, așa, nu știu, o inspirație. Rodica, faci schimbarea și nimeni nu va suferi și am înțeles asta. Pentru că atunci când anulez niște ședințe, clienții mei sunt foarte îngăduitori, exact ca oamenii și înțeleg că am și eu niște momente care trebuie să le pun. Și nu trebuie să justific. E, da? Înțelegi. Sunt momente în viață care ne învață lucruri pentru cei care vor să învețe, care sunt pregătiți. De multe ori, nepregătirea noastră face ca viața, din nou și din nou, să ne treacă prin examene, prin dușuri reci, prin valuri. Și dacă ne întoarcem la metafora cu care tu ai început, acolo sus, îmi place, mă regăsesc. Haideți să îndemn pe cei de acasă să facă vizualizarea. Eu sunt cu oamenii dragi acolo sus, pe munte. Pe munte, unde este aerul mai curat în și soarele mai aproape și priveliște este deosebită. Vizualizați cine e lângă voi. Cum vă face apropierea cu acești oameni să vă simțiți? Care e priveliștea care vă înconjoară? Sunteți bine acolo cu oamenii care sunt acum? Nu? Schimbați imediat totul. Coborâți pe acel munte. Regăsiți-vă, oamenii dragi. Reconectați-vă la ei. Reabilitați relațiile. Revindicați-vă valorile. Și urcați-vă cu o altă echipă acolo sus, pentru ca să alegeți priveliștea pe care o visați. Pentru că este posibil. Mulțumesc mult, Rodica, pentru acest dialog. Încântat. Pentru că ne-a ajutat să prioritizăm prioritățile. Um, stimați prieteni, încheiem aici dialogul cu doamna psiholog Rodica Rudei. Ce vă place mai tare, să mergeți la serviciu sau să mergeți în familie? Gândiți-vă și analizați bine răspunsul la această întrebare, evaluați-vă prioritățile, timpul pe care îl dedicați și, cu siguranță, nu uitați că, odată ce viața trece, lucrurile care rămân nu sunt atât performanțele profesionale, succesul în carieră, dar rămân cei dragi. Rămân copiii, rămân uh, prietenii, rămân oamenii. Pentru că, în primul și în primul rând, suntem ființe sociale create să relaționăm, să iubim și să ne sacrificăm pentru alții. Sunt Sergiu Miron, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, vă așteptăm data viitoare, vineri seară, când vom analiza cu doamna psiholog Rodica Rudei o nouă obișnuință a familiilor extraordinar de eficace. De aceea fiți cu noi vineri seară de la 18.00, iar în reluare luni dimineață la matinal de la 8, când vom învăța împreună cum să avem familii eficace și fericite. La revedere, toate bune!